Ansamblul Trandafir de la Moldova a dat startul distracției la Bălteni, la manifestare participând sute de localnici. Pentru câteva ore, oamenii au lăsat grijile deoparte și s-au distrat cum au știut mai bine. Suntem noi credeți, dar merge, merge. Și o distrat bună venită. După ta sește și ploaie, trebuie să vii și o... o distrație plăcută. S-au pregătit și sarmale, câteva mii de sarmale. Da, da. O să gustați? O să gustăm. De ce să nu gustăm? Așa e la ziua satului. Foarte frumos. Foarte frumoasă. Mai rar. În 5 ani primarul ăsta, eu un primar foarte din nota 20. Nu a făcut nimeni până acum ce face primarul ăsta. Mai rar. Ăsta e și cu lumea, e cu toate treburile astea, s-au făcut în sat de multe, multe s-au făcut, și drumul. Era binevenită o petrecere de genul ăsta? Foarte bine. Păi da, și normal, că mai și așa suntem noi poți omorâți, măcar cu atât, știi? Este pentru al 5-lea an când băltenii sărbătoresc ziua satului. Primarul comunei spune că n-a fost ușor, dar cu eforturi mari și sprijinul unor sponsori, totul a fost dus la bun sfârșit. Este o zi frumoasă, este o zi însorită, ne-a mai ocolit un pic ploile, dar vreau să vă spun că fără ajutorul sponsorilor nu am reușit să organizăm această zi a comunei. Anul acesta a fost un pic mai greu, deoarece este criză, imediat vor sosi cele câteva mii de sarmale pentru locuitorii comunei noastre și un păhăruț de vin, că așa se sărbătorește la noi și așa este bine, pentru că este hramul satului. Până la sosirea sarmalelor însă, localnicii s-au cinstit cu ce au avut. Micii și cârnații au sfârâit pe grătare, iar berea care a curs în valuri i-a însuflețit la dans chiar și pe cei mai vârznici. În cadrul manifestării au fost organizate întreceri sportive, fotbal, cross, șah, dar momentele artistice au făcut deliciul celor prezenți. Au cântat și au dansat artiști locali, dar și invitați de seamă.